Vlad pregătește șampania, super, pentru că dăm startul la numărătoarea inversă și pornim petrecerea cu aceste boxe de la Xiaomi Mi Portable de 16 W. În câteva secunde o să aflim mai multe informații. Salut și bine ați revenit la ultimul clip din acest an în care o să vă arăt cum vă puteți distra alături de cei dragi de Revelion acasă sau în apartament. Acolo ne petrecem cu toții. Și ce putem să folosim decât o boxă mică, compactă, cu putere de 16 W. Se numește Xiaomi Mi Portable. Surpriza celor de la Xiaomi este faptul că mai poți conecta încă o boxă de la Xiaomi și atunci să ai putere 32 de W. Pe două canale, stânga și dreapta, asta înseamnă mod stereo. Are acest material textil plăcut la mână și pe părți un silicon cu butoane multimedia. Avem power on, minus, plus pentru volum de redare, avem pentru conexiune Bluetooth, un orificiu pentru microfon și pe partea de porturi poți conecta o sursă externă prin portul auxiliar de 3,5 și portul de alimentare este USB tip C. Să vorbim acum puțin despre interior. Tehnologia Bluetooth 5.0 asigură o conexiune rapidă și stabilă cu majoritatea device-urilor mobile, fie Android sau iOS. Deci poți reda sau chiar poți folosi și un laptop cu Bluetooth. Poți conecta aceste boxe și să devii DJ-ul petrecerii prin boxele de la Xiaomi. În interior avem două difuzoare, fiecare difuzor are 8 W care sunt dispuse în stânga și în dreapta și mai mult de atât, difuzoarele sunt de 5,7 cm, iar plaja de frecvență este între 80 de Hz, 20 de mii de Hz. Asta înseamnă că acoperă cam întreaga gamă de care ai nevoie pentru a reda întregul playlist audio la calitatea cea mai bună. De asemenea, avem o baterie de 2600 de mAh, ce asigură autonomie până la 13 ore cu volum de 50%. Dacă folosim un volum mai mare, că este petrecere și atunci trebuie ca lumea să se distreze, atunci cu siguranță o să ai pe la jumătate, 5-6 ore, adică suficient cât să vă distrați împreună. Nu vă faceți griji, puteți să conectați direct pe cablu și atunci petrecerea poate continua. De altfel, aceste boxe pot fi, cum am zis, conectate între ele foarte ușor printr-un simplu buton. O simplă apăsare, ia stai un pic să pornim. Power on. O să pornim Bluetooth și a doua boxă. Power on. Printr-o simplă Bluetooth apăsare, searching for connection. Se va conecta cu cea de-a doua boxă de la Xiaomi. O să vedeți cât de repede se va conecta și o să primim chiar și notificarea. Chiar o să primim și notificarea verbală, după cum s-a auzit. În acest moment sunt conectate. Nu o să dau la volum maxim, o să fie volumul mediu. După cum ați văzut, joasele, sper că am surprins pe microfon, joasele sunt redate perfect și mediile la fel. Și sunt aceste boxe de la Xiaomi. Iar după petrecerea de Revelion, puteți folosi cu încredere aceste boxe de la Xiaomi și le puteți lua oriunde cu voi, fie în călătorii, agățate ușor prin acest șnur de ghiozdan și să vă bucurați de muzică sau de convorbiri. Cam atât despre aceste boxe de la Xiaomi Mi Portable, le găsiți pe site-ul gsmnet.ro, cât și pe aplicațiile mobile Android și iOS la un preț special. Până data viitoare, întreaga echipă GSMnet vă urează la mulți ani și un an plin cu gadgeturi faine și de asemenea avem și surprize multe pentru voi, avem branduri noi, o să avem accesorii noi și avem foarte, foarte multe surprize, abia aștept să vi le arătăm. Până data viitoare, încă o dată, spor la cumpărături și la mulți ani!